Ecleziastul 8. Cine este ca cel înțelept și cine percepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului iluminează fața și asprimea feței se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea. Pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oameni de dorință să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori rău și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume, sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac faptele și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la turda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somnul cu ochii nici zi, nici noapte. Am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât ar trudi el să cerceteze tot, nu va putea afla și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.